Ok, bună ziua! Mi-am propus să citez din această carte și să o studiez cu dumneavoastră, pentru că am înțeles că în România nu a apărut în românește, sunt alte cărți de Vadim Zela. Pe mine îmi place foarte mult pentru că spune și explică exact cam ce este viața noastră și cum ne-o creiem noi. Ceva din cum este legea atracției, nu? Dar ceva mai, cum să spun, mai pe înțelesul tuturor, mai bine zis, da? Deci, el folosește în toată această carte, spune preoteasa Tafti, ca și cum ar vorbi această entitate cu noi. Deci, noi, important este să luăm de aici mesajul care este transmis. Și spune că am fost puși aici în lumea asta și am fost creați. Dar cu atâta mult timp în urmă, dar nu ni s-a dat nicio instrucție, un caiet, nu? De cum se dă, când cumperi o mașină de spălat, îți dă un caiet de cum să folosești mașina de spălat, cum să folosești frigiderul, cum să folosești computerul. Ei, noi venim în această lume, dar nu se dă un manual de instruire și învățăm din mers. Deci, atâtea milenii tot am învățat pe pielea noastră, cum s-ar spune, nu? Cum ar fi, îți înveți, nu ți se dă caietul de instrucție pentru mașină de spălat, încerci singur, ori o strici, ori o repari, ori o păstrezi, încerci, nimerești să o folosești așa cum trebuie. În mod sigur, spune, va învăța toți că trebuie să vă spălați mâinile, că trebuie să țineți fundul curat. Asta e de când lumea am fost învățați. Dar nu știți de ce ați venit pe această lume, spune această preoteasă, care este foarte frumos folosit de Vadim Tudor, de Vadim Zelan, cum folosește ca intermediar, această preoteasă care să vorbească cu noi. Ea spune că vi se pare că aveți părerea voastră, că aveți opinia voastră, dar e doar o părere. În realitate, această opinie va fost implementată și voi aveți impresia că puteți controla ceea ce se întâmplă, că puteți controla acțiunile voastre. Dar este foarte important să vă controlați gândurile. Reușiți să le faceți, să faceți. Nu. Sunteți doar, eu repet ce spune el, doar mici idioți, fără creier. Asta îmi vine să vă zic, pentru că nu știți să vă folosiți creierul. Dacă aș fi lângă voi, v-aș trage două la fund. E foarte frumos modul cum Zeelan e puțin comic, relaxant și te face să înțelegi ceea ce vrea, mesajul care vrea să-l transmită, da? Și că știu că sunteți nefericiți și credeți că niciunul nu vă vrea binele. Dar să știți că eu vă vreau binele. Și este cineva mai suprem care vă vrea binele.
Și spune, acum am să vă povestesc ceva. Am să vă povestesc cum funcționează lumea și ce se întâmplă cu sinele vostru. Am să vă spun că sunteți aici ca să vă faceți viața voastră. Dar important este să înțelegeți că voi încă nu știți ce să faceți cu viața voastră. Vedeți cât este de profund? Adică noi suntem aici să trăim viața noastră, dar foarte mulți nu știm ce să facem cu viața noastră. Foarte mulți nu știm ce vrem de la viață. Nu știm, eu știu, de ce misiune, ce aș vrea să fac, nu? Și spune aici că vedeți că am dreptate. Ei, bine, așezați-vă comod și ascultați-mă cu atenție. Pentru a începe, să știți că realitatea nu este exact ceea ce voi vă imaginați că este. E compusă din mai multe straturi. Este exact ca o ceapă. Voi din această ceapă cunoașteți doar două strate. În realitate, realitatea materială și cea în care trăiți. Spațiul din jurul vostru, acela care voi îl visați noaptea, dar care nu credeți în el. Spațiul viselor nu este fantezia voastră, pentru că sufletul există într-adevăr sub forma de o arhivă cu foarte multe pelicule. O arhivă în care este conservat tot ceea ce a fost, va fi, este și este posibil să fie. Când voi visați, semnifică că voi vă uitați la unul din aceste filme în care voi ați trăit aici, altă dată, ori într-o altă viață paralelă. În acest sens, visul e o iluzie, scuzați-mă, dar în același timp e o realitate a timpului. Filmul pe care îl gândiți e virtual, în timp ce pelicula cinematografă, materialul, e material. Ați înțeles diferența? În realitatea efectivă, ceva nu a fost, ori va fi. Dar doar odată, acum, înțelegeți ce se spune? Adică este exact doar o, din film, o scenă. Realitatea efectivă există doar pentru o clipă. Este ca o fotogramă pe o peliculă cinematografică, care se trece din trecut în viitor, din trecut în viitor. Și viața voastră este la fel. Mai bine zis, esența voastră
sufletul vostru se mișcă, mergând dintr-o încarnare în alta. Poate în altă viață erați pești, dinozauri, reptile sau cine știe ce. Copaci sau flori. Dar acum nu credeți că voi ați avansat atât de mult. Pentru că aveți încă multă stradă de făcut pentru a ajunge la perfecțiune. Și această preoteasă Tafti spune, de exemplu, să ajungeți la nivelul meu. Vadim Zeeland spune că această carte a fost scrisă prin channeling cu această entitate care se numește preoteasa Tafti. Fiecare poate să o ia cum vrea. Poate să o ia ca o fantezie a lui Vadim sau poate să o ia chiar ca realitate. Important este mesajul pe care ne este transmis. Nu vă aduceți aminte de încarnările voastre trecute. Pentru că orice încarnare este o viață separată de sufletul vostru. E un somn, un vis separat. Pentru suflet, prezența unui în un corp este facultativă. Pentru că acest suflet poate să trăiască și fără, cum s-ar spune, și fără corp. Este perioada aia când trăiește între încarnări, nu? Și sufletul în corp este doar una din forma de existență a acestui suflet. Deci, existența în acest corp, într-un corp fizic, este ceva în plus, cum s-ar spune, o experiență în plus. Da? Poate ar trebui să vă întrebați. Pentru ce sunt toate aceste necesare, toate aceste transformări? De ce avem nevoie de această transformare? De ce avem nevoie de aceste realități în viață? Pentru că fotograma, de exemplu, acum ce se întâmplă acum, e o fotogramă a unei pelicule, a unui film, nu? Chiar dacă nu se mai face, eu știu, ca în trecut, dar în momentul când acest video, eu știu, se ia pe fotograme, cum un video pe urmă îl ia un specialist și îl ia pe fotograme și, eu știu, o bâlbâială, o șterge, dai afară acea fotogramă și așa mai departe. Deci exact așa este și viața noastră. Da? Fotograma se mișcă pe peliculă. Viermele, nu? Ăla de mătase se transformă în fluture și pe urmă, la rândul ei, fluturile își depune larvele, care din nou se transformă într-un vierme, nu? Și din nou e un ciclu. Vierme, fluture, vierme, fluture. Ați înțeles? Și noi suntem la fel. Avem perioadele astea de transformare. În această fază a evoluției voastre, aici unde sunteți voi, voi sunteți ca larvele alea, ca și viermii aia micuți care așteptați să vă transformați în fluturi. Sunteți mici și ce puteți să spuneți? Aici sunteți.
în mod sigur, mai aveți mult de lucrat cu voi ca să ajungeți fluturi. Ei bine, ascultați-mă. Somnul, visul, devine realitate. Care veți vedea cu ochii voștri. În primii ani de viață, nu făceați distinție dintre vis și realitate. Dar acum nu vă mai aduceți aminte. Dar atunci vi se părea că nu există hotar între și nu există diferență între vis și realitate în această lume. Pe urmă ați crescut, ați devenit adulți și v-au explicat că în lume visele sunt doar fantezia voastră. Ceea ce eu vă zic că nu este adevărat. Și în felul ăsta v-a instalat în creier o falsă credință. Pentru că acea lume pe care voi o visați este reală. Ca și asta. Pentru că sufletul există, dar în alt spațiu. Sufletul există, nu e în spațiu material. E altă dimensiune, altă vibrație. Când noi ne mergem să dormim și ne și trezim, ne schimbăm dintr-un spațiu în altul. Ați înțeles? Deci corpul ăsta fizic merge la dormit. Dar sufletul călătorește. Merge la școală încă. El spune, cică, această preoteasă spune, cică, vă surprinde, vă sperie, da, oricum sunteți obișnuiți, dar să știți că visul e o trezire. Sunt treziri la viață, pentru că noi ne e frică de moarte, dar noi murim la fiecare respirație, noi murim de câte ori ne ducem la dormit. Viața e un somn și moartea e o trezire. Este contrar la ceea ce v-au spus alții. Puteți să înțelegeți. Viața este un vis. Pentru că este creat după visele noastre, pe care noi le derulăm aici, pe care le scriem, da? Iar moartea este o trezire. Pentru că la nivel de suflet, sufletul poate să doarmă. Dacă noi nu ne trezim și stăm blocați în anumite chestii în viață, nu? Și într-adevăr, ceea ce trăim noi aici, putem să trăim realitatea altora din arborele genealogic, putem să trăim visul altuia. Și de fapt, când te duci la dormit, sufletul tău începe să se trăiască, să călătorească, să întâlnească pe mari inițiați și să vorbească cu ei. Wow!
ce îmi place, cum explică el. Ok, dragii mei. Spuneți că n-am să vă spun totul dintr-o dată. Să luăm totul așa, în ordine. Sunt trei asemănări și o diferență între somn și realitate, care se vede cu ochii deschiși, care noi spunem că este realitate. Am să vă vorbesc despre diferență puțin mai târziu și am să vă vorbesc acum despre cele trei asemănări. Prima, fie în somn, fie în realitatea pe care noi o credem realitate, se întâmplă în jurul nostru când dormim. De aceea, și când suntem aici, cu ochii deschiși, și când dormim, noi suntem neputincioși, pentru că ambele realități există depind de voința voastră, asta vrea să zică. Depinde foarte mult de voință și de modul de gândire. Pentru că spunem, și când suntem treji, și când suntem, când dormim, în jurul nostru se întâmplă aceleași chestii. Pentru că noi nu știm să folosim voința noastră. Noi nu știm să folosim mintea noastră. Pentru că aducându-ne aminte cine suntem, că nu suntem corp, că nu suntem minte, nu? Și folosindu-ne de minte, nu? Ca un instrument de corp, atunci se pune problema altfel. Știu cine sunt, știu ce vreau. A doua asemănare. Deci asta e asemănarea, pentru că aici depinde de voința noastră. Ați înțeles? Mai clar, dacă eu nu vreau să mă trezesc și sunt cu ochii deschiși, dar sunt în somnul altcuiva, în visul altcuiva, și când mă duc la somn și dorm, într-adevăr, și acolo sunt în somn, pentru că nu îmi dau voie să fiu liber, nu îmi dau voie să plec să evoluez. E vorba de toate călătoriile alea astrale pe care sufletul poate să-l facă și să beneficieze de partea de evoluție în timpul somnului și partea de evoluție aici fiind treji. Foarte frumos explică. A doua asemănare. Spune că și aici realitatea noastră se mișcă ca o fotogramă, ca exact ca pe o peliculă de cinema, dar nu ne dăm seama ce frumos. Pentru că noi privim doar în pământ. Adică suntem foarte bine ancorați de pământ și nu ne dăm voie să vedem ceea ce nu se vede, care noi de fapt am putea să vedem, da? Care foarte multe persoane văd. Ca sunt persoane care au capacitatea de a privi în față și
și de a proiecta visele pe care le au. Ați înțeles? E ca o mașină cinematografică care persoana care este trează nu se uită în pământ, ci se uită înainte și proiectează deja cealaltă fotogramă. Da? Dar aici, spune el, să ne aducem aminte că am fost programați pentru așa ceva. Ni se spunea mereu, atenție, somnul este ireal. Să nu crezi în vise. Lasă deoparte visele, stai cu picioarele pe pământ. Ați înțeles? Pentru că acel vis se creează prima dată aici și pe urmă se proiectează exact fotogramă cu fotogramă, exact ca o mașină de cinematografică. Să ne aducem aminte, eu știu cum tineretul de asta nu și-aduce aminte din timpul când eram noi tineri și vedeam acea mașină și puneam benzile alea de film și derulau și exact așa, fotogramă cu fotogramă. Da? A treia asemănare și în somn, să nu mai spune vis, și în somn și aici, se mișcă fotograma. Ați înțeles asemănarea, nu? Pe care voi le gestionați. Și de obicei, voi nu reușiți să gestionați această derulare. De ce? Pentru că voi nu sunteți atenți la fotograma următoare. Voi sunteți blocați pe fotograma care este aici, care este în prezent, da? Ce semnifică asta? O să descoperiți, spune, foarte, foarte recent. Pentru că dacă ați descoperi acum, nu ar fi echivalent cu a înțelege. Dar când o să înțelegeți, o să puteți să mișcați realitatea. Ok, am să trec la încă un capitol unde îmi place faptul cum are structurată cartea, că începe din nou cu aceste trei asemănări. Deci, capitolul care s-a terminat, pe urmă, are o concentrat aici aceste trei asemănări. Și spune așa, ei bine, dragii mei, acum să vă reamintesc cele trei asemănări. Fie în somn, fie în realitate, ceea ce vedeți cu ochii deschiși, voi oricum dormiți. Ați înțeles? Deci, noi avem impresia că suntem treji. Dar atâta timp cât noi nu știm cine suntem, cât noi nu ne-am adus aminte cine suntem, cât noi nu stăm în conexiune cu Divinitatea Supremă, noi dormim. Noi suntem într-o hipnoză colectivă. Noi avem impresia că suntem treji. Pentru că eu știu, văd ce văd, nu? Văd ăsta, eu știu ce mai văd, da? Dar, de fapt, ceea ce am înțeles eu prin constelații, când foarte multe persoane sunt în transă, în hipnoză, pentru că nu trăiesc viața lor, nu trăiesc destinul lor, pentru că trăiesc destinul unui strămoș, a părinților. Înțelegeți? A doua, fie în somn, fie în realitate, se mișcă aceste fotograme. Chiar dacă nu realizăm asta. Mișcarea fotogramelor se poate gestiona.
Dar voi nu o faceți. Da. Ceea ce, ce m-a plăcut și în mod sigur o să ajungem mai departe, dar aș vrea să o specific acum, că în, explică, nu vă luptați cu fotograma care e acum. Creați o altă fotogramă. Pentru că voi această fotogramă care este acum, în prezent, deja ați creat-o ceva timp în urmă. Înțelegeți? Deci, ce se întâmplă? În momentul când ne luptăm, fotograma aia, dacă este creată, n-ai cum să o distrugi. Înțelegeți? Și atunci ce se face? Ce face omul? Intră în panică, intră în stres, pentru că reacționează și luptă. Ei, Vadim ne explică așa de bine cum noi să creăm fotograma următoare. Să o lăsăm pe asta liniștit să curgă, pentru că asta e, am creat-o. Ne asumăm responsabilitatea, dar putem să creăm următoarele fotograme. Voi nu gestionați nici pe voi și nici visele voastre, nici somnul vostru. Ci că nu gestionați nici mizerabila voastră viață. Cum o zice de tranșant așa. Pentru că sunteți adormentați, pentru că dormiți. Nu trăiți destinele voastre. Eu văd în constelații foarte multe persoane care vin la mine, nu își trăiesc viața lor, nu își trăiesc destinul lor, trăiesc destinul părinților, trăiesc destinul strămoșilor. Deci, eu, făcând constelații și îmi dau seama că trăiesc în fotograma, e fotograma din visul bunicii, fotograma din visul mamei sau a tatălui. Înțelegeți? Dar important este, dacă eu sunt conștientă și mă uit la fotograma de astăzi și spun, ok, de ce există asta aici? Ia să văd. Am creat-o eu? Când am creat-o? Ia să vedem originea? A? Și mă pun și mă joc cu păpușelele mele pe care le am și care tot vi le arăt. Da? Și în momentul ăla când eu lucrez cu aceste păpușele, eu practic vorbesc partea subconștientă a mea, toate programele astea care sunt acolo, care nu-mi dau seama uneori că intru fără să vreau un filmul, eu știu, al bunica sau al mama, eu acolo intru în câmpul morfologic, intru în ceea ce nu văd și încep să port dialog cu acea parte, cum s-ar spune, nevăzută. E nemaipomenit, iubesc această profesie. Și iubesc când primesc feedback de la hai să nu mai spun de la clienți, ci vorbesc despre cei care au făcut cursul. Și îmi spun, îmi trimit mesaje, și uite ce mi-a zis clienta mea. Uite ce mi-a zis cel cu care am lucrat. Wow, nemaipomenit. Nemaipomenit cum se schimbă vieți, cum începem să ne trezim, cum începem să ne trezim să trăim destinele noastre. Ok, hai să mergem mai departe, să vedem ce zice această preoteasă, da? Cică, dar voi sunteți atât de stupizi că încă nici nu vă dați seama că voi aveți această capacitate. Și că puteți, este posibil să realizați fiecare fotogramă din viața voastră, fiecare fotogramă din destinul vostru. Wow, ce minunat! Să începem cu o chestie simplă. Ce este visul? Ce este somnul, mai bine zis? Vă amintiți că ați venit în lume fără un manual de instruire, nu? De folosire a minții, a corpului, nu? Ok.
Voi aveți două scheme. Unul în interior și unul în exterior. În plus, aveți atenția. Sufletul este mereu când afară, când înăuntru. Și că foarte rar este în centru vostru, unde ar trebui să stea. Wow, ce frumos! Și mi-aduc aminte că eu m-am dus și am făcut o citire dintre asta energetică, unde îmi ieșise chakra inimii pe aici. Deci vă dați seama, dacă chakra inimii era aici, pentru că sufletul este lângă inimă, sufletul meu era pe acolo, nu? În corpul emoțional, și corpul emoțional este foarte mult legat în tot ce este în câmpul morfologic. Și spune, niciodată nu este în centru aici. Iată de ce, explicația, voi sunteți aproape mereu adormiți. Când voi alunecați în reflexiile voastre filozofice, atenția voastră este complet intrat în ecranul interior. Puteți să nu notați ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Și voi acționați, reacționați ca o mașină. Ați înțeles ce a zis? Deci, în momentul când noi alunecăm în gândurile noastre, în momentul ăla suntem în interiorul nostru, în acel ecran interior al nostru. Dar corpul merge. Te duci și speli vasele, eu știu ce faci, mergi pe stradă, conduci mașina, pentru că te conduce GPS-ul, mai mult de atât, acum atât de modern, dar tu nu ești aici. Tu ești intrat în altă schermă, în alt ecran. Și, în mod contrar, când atenția voastră este capturată de ceva din exterior, vă uitați în mod total de ceea ce se întâmplă în interior. Uitați de voi. Sunteți atât de focusați pe ce e în exterior, pe toate evenimentele, pe ce spune, ce zice, ce drege, ce face, încât uitați de voi. Ați înțeles? Cât de mult este, cât de important este să nu ne focusăm pe ce se întâmplă în exterior. Ok, observ. Observ, pentru că am ochii deschiși, sunt trez. E filmul care trece, se derulează în fața mea. Înțelegeți? Dar nu mă las prins. Nu alunec în filmul respectiv. Pentru că de câte ori, eu știu, nu s-a întâmplat să vedeți un film și să aveți senzația că erați în acest film. În acel film. Pentru că, într-adevăr, v-ați deconectat de ceea ce era și erați în energia acelui film. În momentul ăla când noi intrăm în energia filmului din exterior, ne deconectăm de noi. Ne deconectăm de noi. Și în momentul ăla, sufletul poate să iasă în afară. Și putem să, eu știu, în emoțiile pe care sunt mai puternice, rămân bucăți de suflet prin toate fotogramele pe unde trecem, da? Da, și spune că la fel și atunci când ne focusăm pe ceva din exterior, acționăm în mod automatic. Deci chiar dacă noi alunecăm în interior, în exterior acționăm ca o mașină, în mod automatic, dar suntem atenți la ceea ce este în interiorul nostru, iar când suntem focusați pe exterior, oricum acționăm în mod automat ca o mașinuță.
Ați înțeles asemănările. Deci pentru acest somn, acest în care sunteți, care uneori devine un stat de necontrolat, în care atenția voastră este foarte mult focusată pe acel ecran exterior și nu pe cel interior. Deci în momentul când noi ne focusăm pe ecranul nostru interior, ne centrăm și sufletul e acasă. Înțelegeți? În momentul când ne focusăm pe exterior, intrăm în fotogramele altora, intrăm în filmele altora. A spus ăla în ziar nu știu ce, a spus ăla la televiziune nu știu ce. Eu nu mai sunt eu cu mine aici. Nu mai sunt în fotogramele mele, în ceea ce fac eu, în ceea ce mi-am propus eu să fac. Eu intru în fotograma ziaristului, eu intru în fotograma lui cel de la televiziune, eu intru în fotograma soțului, eu intru în fotograma, eu știu, a prietenilor, în nu știu câte fotograme. Și atunci, în momentul ăla, sunt în vis, dorm, nu sunt trează, pentru că am uitat cine sunt, am uitat ceea ce pot eu să fac. Și vă dați seama că dacă eu, tu, altul, suntem niște roboței care derulăm, eu filmul tău, filmul ăla. Dacă eu derulez filmul, eu, tu, 1000 de persoane derulăm filmul unui ziarist, ce facem, dragii mei? Creăm un film gigantic. Ați înțeles? Și acel film poate să fie incontrolabil. Adică se pierde, le pierdem controlul. Noi dăm forță acelei fotograme. Fotograma pe care o persoană a realizat-o. Ați înțeles? Și noi, pe urmă, intrăm în fotograma aia, eu, tu, alții, un popor întreg, o nație întreagă, o lume întreagă, intrăm în aceste fotograme și le creăm. De asta este bine să stai pe prezent, să stai centrat, să stai pe ecranul tău interior și să proiectezi afară fotograma următoare. Pentru că fotograma asta nu poți să o schimbi. Fotograma asta, în fotograma asta a intrat eu, altul, mii, sute, milioane. Și nu se poate schimba. Dar dacă ieși, pentru că intrând în fotograma aia intri în somn, ieșind din fotograma aia, intrând în ecranul tău interior și creind fotogramele următoare, așa cum vrei tu, pline de echilibru, de pace, de... Nu putem să schimbăm aici prezentul. Nu poți. E o minciună. Nu poți schimba prezentul. Dar poți schimba viitorul. Înțelegeți? Este de a accepta prezentul și de a schimba cealaltă fotogramă. Pentru că chiar asta spune, devine totul un somn. Intrați toți în hipnoză, în stadiu de somn, devine incontrolabil și atenția voastră este alunecat în acel ecran exterior. Deci de voi depinde în care ecran stați. Pentru că intrând în cel interior, acolo puteți să aveți controlul vostru, a ceea ce creați. Pe când, intrând în ecranul exterior, nu puteți să creați, nu puteți să schimbați. Pentru că ceea ce e în exterior,
nu e doar creația ta. A fost creația unuia, o genogramă, o fotogramă. Am intrat eu, au intrat alții și s-a creat o fotogramă mare, un film. Și nu puteți să schimbați fotogramele la toți. Puteți să vă schimbați doar fotograma voastră. Ați înțeles? Deci, ieși din filmul din exterior. Ieși din ecranul din exterior și intră în ecranul din interior. Mai mult de atât, când există în exterior un film atât de mare, făcut de nu știu câți, înțelegeți? E cu atât mai periculos pentru tine de a intra în somn. Atenție mare! Atenție! Pentru că cei care fac asta, ei o știu. Știu ce fac. Știu cum funcționează mintea umană. Știu cum funcționează corpul. Știu cum funcționează sufletul, spiritul. Ați înțeles? Stând în exterior, în ecranul din exterior, deveniți neputincioși, incapabili. De ceea ce se întâmplă. În acest sens, visul e un vis, un somn. Somnul e un somn. No, scuzați-mă, am greșit aici, traducând pentru că nu este în română. Deci în acest sens în care e, în care se întâmplă, în care stăm afară, visul nu mai este, e un somn. Și nu e aceeași chestie. A dormi și a visa. Intru în mine, visez, stau aici în filmul meu și creez fotogramele mele. Și altă chestie când intru în fotogramele altcuiva, în filmul, mai mult de atât. În filmul, dar la filmul ăla mare vin și filmele din arborele genealogic, filmele strămoșilor noștri și se unesc și devine un film mare. Și atunci sunt în stare de somn. Și este diferență dintre vis și somn. Somnul e o condiție pe care voi o creați, în care voi intrați, în care voi dormiți. Și nu vreți să fiți treji. Iar visul este ceea ce voi creați în interiorul vostru. În spațiul ecranului vostru interior. În realitate, somnul și visul fac parte din aceeași chestie, doar că ăsta este somnul vostru, iar acolo în exterior este somnul altcuiva. Ați înțeles? Aici îl creați voi, iar acolo intrați, avem impresia că suntem treji, dar nu suntem treji. Când intrăm și stăm la televizor și ascultăm toate știrile, și suntem în stare de hipnoză și starea de hipnoză e stare de somn, suntem în aceste fotograme a altora. Alții scriu aceste fotograme, le scriu, le rescriu și noi le recreăm în spațiul nostru interior. De asta nu înțelegeți diferența. Acum să trecem la instrucții. Să vă dau câteva instrucțiuni. Pentru a vă trezi din acest somn general, spune că nu este nevoie să luați în totalitate atenția de la ecranul exterior, ci doar să vă focusați atenția asupra ecranului interior. În centru conștiinței voastre. Deci, ne uităm afară, nu? La acest film, dar de fapt
atenția noastră este permanent pe ceea ce se întâmplă în interiorul nostru, pe ecranul nostru interior. Stăm focusați bine în conștiința noastră, în centrul nostru. Și puteți să o faceți foarte ușor. Exact ca și cum ați face așa din degete. Sau cum ați apropiat degetul de nas. Să știți că nu e greu. Mi se pare greu, dar nu e greu. Și am să vă întreb eu. Un minut prima de acum, unde erați? Erați în filmul meu? Erați în filmul lui Vadim? Ce bine o zice. În care film erați? În filmul la ceea ce se întâmplă afară? În filmul Oare e posibil? Erați cu capul între nori? Departe? Unde era imaginația voastră? Ori erați aici prinși de cuvintele pe care eu le vorbesc. Deci, unde erați? Unde era atenția voastră focusată, lipită acolo? Pe care ecran? Dar acum unde este? Spune repede, unde este? Pentru că asta este important. Eu fac parte din ceva din exteriorul tău. Ceea ce fac eu face parte din exteriorul, din interiorul meu. Dar pentru tine e ceva din exterior. Tu te uiți, dar în același timp să fii focusat pe ecranul din interiorul tău. Adică nu intri în totalitate în ecranul meu, în fotogramele mele. Adică este bine să găsești, spunem, această preoteasă tafti, un meridian între aceste două ecrane. Să găsești un punct care să nu te duci mai mult încolo și să nu te afunzi și în totalitate să te rupi de exterior. Trebuie să găsești un punct centrat, până unde și cum, da? Și din acel punct să observi și gândurile, să observi și ce se întâmplă afară. Să vedeți realitatea care vă înconjoară. Să vedeți realitatea în care sunteți voi. Nimic nu vă împiedică să vă uitați la amândouă ecrane în același timp. Sunteți în gradul să faceți. Nu este nimic greu. Poate acum vi se pare foarte greu, dar nu e nimic greu. Să stați detașați de ecranul din exterior, doar să priviți, să deveniți observatori și să stați focusați pe ecranul din interior. Dar să nu alunecați și să vă rupeți în totalitate de exterior. Eu știu că niciunul nu v-a spus că este posibil. Toți vă spun este greu, este imposibil, este o chestie paranormală. Doar cei hrăziți de Dumnezeu, doar cei dotați pot. Eu vă spun că e o minciună. Toți putem. Toți puteți. Dar nu ați reflectat asupra acestui motiv, acestui subiect. Adulții au nevoie de a da ordine. Uită-te aici, ascultă-mă, fă aia, fă cealaltă. Și în modul acesta dresează
și au fixat atenția lor asupra ecranului din exterior. Pentru că spui, fă aia, te-ai adresat în exterior, trege aia, du-te acolo, fă aia, ești mereu focusat pe exterior. Și tu îi dai în drum indicații minții tale să se focuseze acolo. Când ceva nu funcționează, cădeți în disperare. Rămâneți singuri, triști, cu gândurile voastre și vă simțiți așa, mizerabil, nefericiți. Și în acest fel, vă antrenați singuri să priviți în interiorul vostru, pe ecranul interior al vostru, acolo unde este unicul vostru refugiu. Mai sunt situații când persoane care, eu știu, intră în depresie, dar rămân focusați pe ecranul exterior și se plâng. Mi-au făcut asta, mi-au dres asta, fac asta, mă privează de libertate, nu mă lasă să fac aia, nu mă lasă să dreg aia. Deci, în momentul respectiv, ești focusat, rupt de interior și ești focusat doar pe exterior. Și atunci ești în totalitate detașat de tine. Sufletul tău nu este acasă. Cu timpul, atenția voastră, dacă voi o educați, se poate să stea mai mult pe interior, dar unde stați mai mult, acolo să vă sta. Dacă mergeți pe pilot automat, unde voi ați focusat atenția, acolo se va duce. Deci dacă ați focusat-o prea mult pe exterior, pe ecranul exterior, acolo se duce. Se fixează singură. Dacă eu o focusez mai mult pe interior, ea rămâne pe interior. Și devine de la sine, spune că nu mai controlezi atenția și va fi rezultatul va fi ca un... se va hotărâ singură, înțelegeți? Deci eu stând foarte mult în filmul mamei sau în filmul la ceea ce se întâmplă în exterior, într-o știre care e în afară, nu? Care bulversează toată lumea sau bulversează familia mea sau eu știu ce, în momentul ăla se stabilește acolo. Și de acolo intră în depresie, pentru că nu trăiește filmul ei. Și automat intră în degrad. În acest fel, scuzați-mă, ok, asta este frumosul directului. Când sună poștașul la ușă, nu? Ok. Deci, am spus că asta se întâmplă când trăim în acel somn și alunecăm doar și ne focusăm doar pe ecranul din exterior. În acest fel, nu sunteți în gradul să acționați în mod eficient, ci... În momentul când noi suntem focusați pe ecranul din exterior, ce se întâmplă? Doar reacționăm. Reacție la ceea ce se întâmplă, la energia care este în exterior. Dar în momentul când tu ești focusat pe cum se spune, pe creație, nu? Pe ecranul tău interior, atunci acționezi, ci nu reacționezi. Când ești
pe ecranul din exterior, doar reacționezi. Când ești pe ecranul din interior, pe creație, doar poți să fii eficient. Da? Afară, când sunteți spre ecranul din afară, puteți să cădeți într-un stat de inconștiență. Și în acel mod nu puteți să acționați, ci reacționați. Nu sunteți eficienți. Puteți să deveniți speriați, puteți să bateți, să deveniți violenți. Deci reacționați. Deci depindeți în totalitate de ce se întâmplă în exterior. Deveniți ca niște marionete a exteriorului, da? Acelui ecran exterior. Dar aduceți-vă aminte să stați într-un statut de conștiință și atunci veți fi fericiți și nu o să vă mai plângeți de viața voastră. O să trăiți viața voastră. La revedere și ne vedem la un nou capitol data viitoare. La revedere!